te-ai așteptat să iei locul 2? Pentru că a fost la categoria ta de vârstă, a fost o strâns între voi, a fost o bătălie mai strânsă, te-ai așteptai? Nu m-am așteptat neapărat, dar știu că am făcut o figură bună în concurs. La ce te referi figură bună? Am cântat bine, adică am fost mulțumită de prestația mea. Mai rămâi și nu pleca, Aura Urziceanu și o finimeară de la Luminița Dobrescu. Toate genurile îmi plac. N-am un gen preferat. Ce vei face cu banii câștigați? Nu știu, îi voi cheltui probabil. Nu știu pe ce, dar sigur se îi voi cheltui. Urmează, mă aștept să termin facultatea, conservatorul, sunt la jazz și muzică ușoară, sunt în anul 3, mai am încă un an, aștept să termin facultatea și probabil să particip la mai multe concursuri, de ce nu? Ai vreun jurat preferat? Un jurat preferat? Nu am un jurat preferat, nu. Ce părere ai despre cei care vor merge în acest an și vor reprezenta la Eurovision România, nume Ovi și Paula Selling? Ovi și Paula Selling au făcut tot timpul o figură bună în fiecare concurs care au participat și am încredere în ei. Nu cred că, nu știu, nu... Fiecare piesă are stilul lui, are farmecul ei, nu pot să... Depinde. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu!